Sâmbătă, 17 iulie, în municipiul Bălți a avut loc inaugurarea oficială a Aleei Clasicilor. Trei busturi, Mihai Eminescu, Ion Creangă și Grigore Vieru, au deschis galeria personalităților marcante. Aleea Clasicilor la Bălți a fost inaugurată datorită eforturilor autorilor ideii, arhitecții Anatol Cecan și Ivan Makovski, sculptorul din Iași Gheorghe Gheorghiță și a donatorilor Marcoci, Herdic, Cebanu și Iepure. În limba maternă a clasicilor au fost recitate versuri patriotice din creația eminesciană, povestioare magice ale sfătosului Creangă și cuvinte dulci și calde despre mama cântată atât de frumos de Grigore Vieru. Trei busturi deschid Aleea Clasicilor la Bălți pentru generațiile viitoare, personalități remarcabile ale culturii naționale. Complexul este preconizat pentru 15 busturi. Mai greu a fost ca cei trei compozițional să-i aduci în același spațiu, fiindcă sunt trei titani. Dar probabil că au dorit ei, sincer vă spun, au dorit ei să fie la un loc. Și compozițional s-au unit și datorită domnului Boris Grițunic, așa cum am spus, este un arhitect desăvârșit, a ținut să fie o compoziție unică, să fie un spațiu pe care cu bucurie și mândrie poate să-și pună semnătura. Cei trei sponsori, admiratori ai literaturii clasice, mai întâi au venit cu ideea de a instala sculpturile lângă biblioteca pentru copii, reunindu-și puterile cu arhitecții și sub îndrumarea arhitectului șef Boris Grițunic, au reușit să realizeze un întreg complex. La proiect au colaborat aproape 30 agenții economici. Rotonda cu coloane a fost sponsorizată de Galina Iepure. Pentru aport considerabil la dezvoltarea culturii, participanții la acest proiect s-au învrednicit de diplome de onoare din partea Ministerului Culturii al Republicii Moldova. Cineva mi-a spus că va fi instaurat un post de poliție 24/24. Acest lucru m-a scos imediat de pe fix. Dacă ar fi să fac abstracție de tot ce se întâmplă acum și să cad din cer cum a căzut micul prinț pe Terra și se nimeresc drept încoace în alee, văzându-i pe polițiști, i-aș întreba: ce, Doamne, ce păcate mari au făcut acești trei oameni, deoarece sunt păziți, au cântat-o pe mama, și-au iubit patria, și-au iubit neamul. Stranii sunt acești oameni de pe era. Un sobor de preoți au oficiat un serviciu divin de neuitat și au binecuvântat Aleea Clasicilor, la fel ca și cei trei mari clasici români, care au binecuvântat cuvântul, îmbrăcântul în haina adevărului, demnității, credinții și frumosului veșnic. În părul tău, măicuță, un fir de cean albit, de dorul tău de grijă, copilul meu iubit, bunica e mai albă, e sunt mai drag. De ce? Mai mulți copii are, de ce e albă e? Ina Ciuian, Ludmila Gherasim, Iuri Malăh, Teleradio Bălți.